Centrele de refugiați din Timișoara sunt deja pline, iar printre migranți sunt tot mai mulți afgani. Acest tânăr are 20 de ani, iar în Afganistan era croitor. Și-a părăsit casa și familia și a plecat cu gândul la o viață mai bună. 6 luni a fost pe drumuri până a ajuns în România. Nu vrea să rămână, ci să ajungă în Germania. Afghanistan is very bad situation, but I'm not happy here. Why? My life is very bad here. In Croatia, Romania is not good for refugee people. You take the money, mobile. Refugiații afgani plătesc 1000 de euro să ajungă în vestul Europei. Se gândesc însă cu durere în suflet la familiile lăsate în urmă. Nobody can go to for work and nobody can go to hospital and for his working no education. I'm trying, I want to go Germany, I want to come to my family. Ruta spre vestul Europei s-a schimbat. Acum granița dintre Serbia și România a devenit poarta prin care migranții intră în Uniunea Europeană. Vin la noi și cer azil ca să evite deportarea. În prima jumătate a anului 2021 a fost o creștere de 41% față de anul trecut a tentativelor de trecere ilegală a frontierei. În primele 6 luni ale acestui an, polițiștii de frontieră au depistat aproape 8800 de migranți care au încercat să treacă ilegal frontierele țării noastre, adică cu 200% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În 2020 ne-am avut 6200 de cereri de azil în România față de 2500 anul trecut. Am avut peste 3000 de cereri de azil din partea cetățenilor din Afganistan. În prima jumătate a anului, poliția de frontieră a reușit să prevină intrarea ilegală în țară a peste 28.000 de persoane. Cel mai des, migranții apelează la rețelele internaționale de trafic, cărora le plătesc aproape 5.000 de euro de persoană. Și sunt ascunși în autocamioane, inclusiv în saci de plastic, dar vin și cu ambarcațiuni pe Dunăre și de multe ori își pun viața în pericol.